O lume întreagă este în doliu. Un mare erou s-a stins din viață. A salvat mii de copii de-a lungul vieții. S-a ocupat cu falsificarea documentelor. Iată despre cine este vorba. O lume întreagă este în doliu după ce s-a aflat că Adolfo Kaminski, unul dintre cei mai cunoscuți falsificatori de documente din întreaga lume, care a luptat împotriva regimului nazist, salvând mii de copii evrei, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 97 de ani. Decesul său a avut loc la Paris, Franța relatează istoria Adolfo Kaminski a fost un falsificator talentat. Făcea acte false de la zero și improviza metode de a învechi actele pentru a le da un aspect cât mai autentic, fiind conștient că cea mai mică greșeală îl putea trimite pe posesorul pașaportului direct la închisoare sau chiar la moarte. Adolfo Kaminski s-a născut în Argentina. Părinții lui erau refugiați ruși de origine evreiască, care se refugiaseră în Franța, de unde au fost apoi expulzați. Când avea șapte ani, familiei sale, care avea deja pașapoarte argentiniene, i s-a permis să revină în Franța, atunci am înțeles importanța cuvântului acte, a recunoscut el. La 13 ani, Adolfo Kaminski a renunțat la școală pentru a munci, fiind nevoit să contribuie la întreținerea familiei. A devenit ucenic la o curățătorie de haine, unde a învățat să lucreze cu diverse substanțe chimice. Fiind pasionat de chimie, acesta a început să facă experimente acasă. Ajutat de șeful său, care era inginer chimist.